microfonului Horia Patapievici. Acolo, Horia. Continuarea temei precedente de comunism. Da. Aș vrea să răspund propunerii lui Radu Preda de a face un volum, nu? Dacă ar fi un triptic, în care ultimul volum să adune Adrian Caștef și Matias de Raul Ștef mărturiile tinerilor. Și aici ne-am putea îngrozi. Și nu cred că trebuie să riscăm să ne îngrozim. Pentru că dacă ne dăm seama că ne-am putea îngrozi, de exemplu, dacă ați face o astfel de încercare cu cei de la Critica Ta, cu comuniștii de la Critica Ta, sau dacă ați face cu comuniștii care scriu pe Vox Publica și care au voce și la Realitatea TV și care scriu și în Observatorul Cultural, atunci ați avea surprize. Dar această surpriză pe care o estimăm arată cu degetul, și anume cu degetul luminos al lui Maiorescu, este o expresie a lui Elo Vinescu din ciclul maiorescian pe care l-a dedicat la sfârșitul vieții ideii de raționalitate și de liberalism în cultura română, acest mare critic, Elo Vinescu. Deci dacă ne uităm spre ce arată degetul luminos al lui Maiorescu atunci când ne punem întrebarea și suntem temători de ce răspunsuri vom obține, vedem un ingredient foarte important care distinge societatea românească de astăzi și poate că societățile postcomuniste de astăzi de societățile occidentale post-nazism după al doilea război mondial. Știți care este diferența? Este repulsia instinctivă de natură morală față de colaborarea cu regimul nazist, față de atingerea ideilor naziste. Este o repulsie viscerală. Pe această repulsie viscerală se bazează aducerea în justiția lui Papon sau lui Klaus Barbie. Nu pe faptul că au existat părți care să se instituie parte civilă împotriva lor. Pe faptul că societatea ca atare, prin repulsie imorală față de aceste crime, față de regimul nazist și față de ideile lor, societatea avea această calitate morală prin repulsie enormă. Ori la noi acest lucru încă nu a apărut. Asta nu înseamnă că suntem infirmi în vreun fel, ci pentru că să ne amintim că a apărut greu această conștiință morală, această claritate morală în Occident, în Occidentul însuși. Ea n-a fost din 47, n-a fost din 50, atenție, n-a fost din 55, în 60 încă problemele se puneau într-un fel pe muche de cuțit. De fapt, această unanimitate este post-65, îmi vine să spun. Iar acest lucru s-a produs printr-un travaliu al inimii deopotrivă cu inteligența. Cumva inteligența a coborât în inimă, așa cum se întâmplă în rugăciunea inimii, în isihasm, și așa s-a obținut claritatea morală care a făcut din societățile occidentale martori pe vecie împotriva comunismului. Și cum și noi ar trebui să devenim, societățile noastre, martori pe vecie împotriva comunismului. Noi suntem partea civilă pentru eternitate împotriva acestor monstruozități comuniste. Un lucru care se desprinde din absolut toate mărturile din carte este caracterul atroce, dar atroce într-un mod pe care nu vi-l puteți imagina până nu citiți, al condițiilor la care oameni, semeni de-ai noștri, i-au supus pe arestați. Să zicem că un regim politic autoritar face acest lucru, face deținuți politici, adică îi pune în pușcărie, îi privează de libertate. Dar nu scrie nicăieri că trebuie să-i umilești într-un hal fără de hal. Nu scrie nicăieri că trebuie să-i înjosești, să-i umilești, să-i supui fenomenului Pitești, despre care Alin Mureșan, care a făcut prefața acestei cărți și care este acolo, a scris pagini memorabile. Deci nu trebuie să-i torturezi, nu-i trebuie înainte de anchetă un an de zile să-i supui la cele mai îngrozitoare tratamente cu putință. Citești și nu-ți vine să crezi. Toți acești oameni au fost supuși unui regim de umilire și de tortură fizică care este inimaginabil în sine. Ori, ce vreau să spun este nu atât să mă indignez încă o dată de aceste tratamente, ci vreau să vă indic o cale prin care noi putem obține claritatea morală în privința comunismului.
este să înțelegem că atâta timp cât nu ne vom despărți de... când nu vom obține claritate morală împotriva comunismului, este că suntem solidari cumva cu cei care i-au umilit îngrozitor pe acești oameni. Nu s-a făcut în noi separarea, decantarea morală față de acest lucru. Rămânem cumva lipiți de aceste tratamente îngrozitoare. Și societatea de-aia nu se instituie încă în parte civilă pentru eternitate. Pentru că cumva suntem în continuare lipiți de aceste complicități cu oamenii care s-au comportat inacceptabil în toate felurile. Și când auziți scuze stupide de tipul, a, nu, erau evrei sau erau unguri, ăia care, adică nu erau români ca noi. Asta este o pseudo-separare de problema care stă în fața noastră, și anume că oameni, semeni de-ai noștri, concetățeni de-ai noștri, i-au supus pe deținuții politici la niște tratamente inacceptabile după orice standard minimal moral. Claritatea morală o să o obținem și o să avem o repulsie instinctivă față de ce se scrie pe Critical Attack, de exemplu, de-abia în momentul în care vom înțelege că suntem solidari cu felul îngrozitor în care acești oameni au fost tratați, atâta timp cât nu respingem comunismul de plano, absolut. Așa cum respingem mirosul de fecale sau cum respingem crima, pur și simplu. Pentru că crima a fost.